Albă ca zăpada, lovitură dură de imagine după ce studiourile Disney au distribuit o actriță de culoare în rolul ei, Prințesa cu piele de nea. Mișcarea e doar una dintre recentele rocade care au avut loc în studiourile Disney. Anul trecut, o altă actriță de culoare o jucase pe Ariel în Mica Sirenă, iar acum 20 de ani, tot o actriță de culoare era distribuită, premieră absolută în rolul blondei A Apune, așadar, soarele pe strada divelor albe. Disney e unul dintre primele studiouri care au îmbrățișat cu un entuziasm lipsit de discernământ noile idei ale prop propagandei progresiste. E mai mult ca sigur că lucrurile nu se vor opri aici. Mai întâi a schimbat categoria de vârstă a publicului uitător la pisicile aristocrate, de teamă să nu îi se aprece de atâtea clișee rasiale, Acum Disney vine să mai aplice un ciocan mitului supremației albe, cu încă o fractură de logică, distribuind o actriță metisă în rolul unei prințese cu piele albă. Mie că prințul care o să-i aplice pupicul de rigoare o să descopere brusc că el e non-binar transexual. Și o să se ducă naibii toată povestea. În loc să o pupe pe albă ca zăpada, fuge cu mutulică în lumea mare, călare pe un cal alb. Mișto. Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. În prima parte a emisiunii noastre, o avem invitată pe doamna Lavinia Beta. Bună seara, doamnă. Bună seara. Mă bucur să vă văd și să vă revăd după atâta timp. Și eu mă bucur, domnule Tucă. Spuneți-mi, în epoca Ceaușescu erau probleme cu culoarea? Cu oamenii de culoare sau ceva de genul ăsta a existat? Vreau astfel de problemă? Uh. Țin minte că eu când am venit prima dată la București și am văzut un student din Africa, uh -huh. a rămas oarecumva împietrite. Nu mai văzusem așa ceva. Ori la televizor nu ni-i prezenta, deși în vremea respectivă erau câteva mii de studenți africani la studii la noi în țară. Au apărut și bancurile cu, cu negri, dar nu era, nu era o problemă. Nu era o problemă. Nu era o problemă nici măcar cu romii. Deci nu aveam problemă nici cu romii, nu, nici cu. Nu, în ce, cel puțin. În, cu studenții de, uh, Pentru că studenții erau studenți care. St Studiau aici în România. Dar pe vremea aceea nu erau atâtea centre universitare ca uh -huh. sunt astăzi, era Clujul, Iașul, Bucureștiul uh -huh. și mai exista pe la Petroșani un institut de mine, cred că la Ploiești unul de petrol, unde de asemenea erau studenți veniți din Africa, în contul ajutoarelor pe care România le oferea țărilor în curs de dezvoltare. Ciudat că nu avem o evidență asupra lor, arhivele Ministerului Învățământului n-au fost depuse la Arhivele Naționale Centrale și e un fenomen pe care nu-l cunoaștem așa cum ar fi bine să-l Ce s-a să întâmplat de fapt? Avem titlul aici a Tovarășa Codoi, apropo de cartea dumneavoastră, Tovarășa, biografia Elenei Ceaușescu. Era vorba despre un alt titlu, nu? La început. Da, era, Titlul aș să-i spun, faraoana, pentru că mie așa mi s-a părut. Era o putere duală, după cum am, am putut constata în decursul lungii documentări, a fost o singură faraoană în istoria Egiptului. De fapt, mie mi s-a replicat de la editură că nu există termenul în limba română. De fapt, există, dar are alte sensuri. Este acela de vrăjitoare. Există și o poezie de-a lui, de lui Topârceanu, dar... Uh, am rămas, poate că este chiar mai bine așa pentru Eu că, că e mai neutru. e mai, neutru. Tovarășe mai da. neutru și este mai de carte, totuși e vorba despre istorie, istoria recentă până la urmă. Uh, dar era o faraoană, Elena Ceaușescu? Vedeți, când pui lupa pe ea și o privești de aproape, așa cum ai privit de aproape pe un om în carne și oase, Ci se pare o femeie absolut insignifiantă. Este... Normală, să spunem. A, știți, are Toma Caragiu o replică în celebra serie a BD-urilor când vorbește despre un personaj, mi se pare, jucat de Sanda Toma, Zice, este o femeie nici grasă, nici slabă, nici bătrână, nici tânără, nici urâtă, nici frumoasă și așa mai departe. Deci este undeva în punctul zero ca exemplar uman, înțelegând punctul zero pe o scală de plus 5, minus 5. Eu vă știu 5. că ne cunoaștem de atâta timp și am lucrat împreună. Nu sunteți un om rău, sunteți un om echilibrat. Mi se pare un pic cam dur potretul făcut, Elena Ceaușescu. Nu că ar fi fost vreo lumină sau o femeie strălucitoare, dar totuși a fi insignifiant și a conduce destinele României lângă Nicolae Ceaușescu vreme de aproape din 65 până în 89, câți sunt? 24. 24, nu, eu mă refeream la ea ca exemplar uman. Dacă o judec din punctul de vedere al cetățeanului României Socialiste, care am fost și eu, și eram un copil, un om tânăr atunci, o tânără femeie, nu este câtuși de puțin așa. Era atât de mitizată figura ei încât aveai senzația realmente că e vorba de o împărăteasă a Egiptului. Probabil că nici Cleopatra n-a fost o frumusețe, însă în decursul istoriei uh, au aurit-o ceilalți dată fiind biografia ei. Dacă nu am fi trăit într-un secol care a produs atâta hârtie, atâta birocratie, s-ar prea maculatură. putea și maculatură, sigur, s-ar prea putea ca Elena Ceaușescu să pară peste nu știu câtă vreme cu toate titlurile ei, un personaj mirific și mm. vă spun că pe tehnicile de prestigiu pe care utilizate pentru a-și fabrica portretul acela de savant de renume mondial ea chiar poate să conteze în istoria științei românești drept omul care a primit cele mai multe titluri din străinătate. Și înainte de a fi membra Academiei Române, să știți că primul titlu l-a primit din Franța, apoi a primit titluri din America. Când, e, când a fost primită în Academia Română, ea deja era aureolată. Ce să mai zic i Au români? fost retrase multe dintre aceste titluri? Uh, Cred. Oamenii s-au făcut a fi uitat, trecuse și ceva vreme de atunci și știți cum este. E mai bine uh, anumite lucruri să le ții supreș decât să le scoți, să scoți din nou gunoiul la lumină pentru că te pui și pe tine într-o astfel de... Mie îmi plac poveștile, doamna Betea, Asta știu. și dumneavoastră faceți aceste... Cărți sunt, într-o bună măsură, niște povești pe care poți să le citești cu sufletul la gură, chiar dacă e vorba despre documente, de foarte multe referințe biografice. E o carte făcută ca la carte, așa cum se spune. Sunt niște povești foarte documentate exact. și vă datorez mult în această documentare pentru că... Cei șapte ani pe care i-am petrecut în Jurnalul Național, vă amintiți? Absolut. În 2004 mi-ați dat un telefon, m-ați chemat să vin la București. Da, mi s-a părut că sunteți să... singur om care scrie cu detașare, dar și cu implicare în egală măsură și cu documentare despre istoria recentă. Pentru că, în rest, toți puneau la zid și executau sau fușerau pe românește. Și atunci. De asta v-am căutat. Este și formația mea pe care probabil atunci n-a nu seamă de ea. Specializarea de mea este în psihologie. În psihologie și nouă ne este interzis să punem etichete, să punem la zi, să oferim lecții. Și ești într-una obligat să discuți când faci o analiză cu toate variabilele în câmpul, în câmpul de analiză. Nu poți să scotomizezi realitatea cum se întâmplă de multe ori ca să ajungi la o concluzie corectă din punct de vedere politic. Care e mai interesantă dintre cele două psihologii ale poporului român? Cea a lui Drăghicescu sau cea a lui Gherea? A lui Drăghicescu este oarecumva tributară unei necunoașteri a istoriei poporului român. Drăghicescu și-a scris acea, acea psihologie, a fost lucrarea lui, teza lui de doctorat, prima teză de doctorat în sociologie, dar contextualizarea, adică fondul istoric este Da, dar instinctul mai lui picin. și felul de a scrie foarte frust. uh, Și oare cumva sunt, uh, sunt greșeli și Drăghicescu privește lumea românilor, sigur că el scria pentru Sorbona să obțină titlul, o privește așa cum uh, o făceau călătorii străini, aplicând modelul occidentului. Nici acest lucru nu este corect. Dar e uh, greșit? Uh, nu putem spune nici că este greșit. Este ca și cum uh, eu când aș vă judeca pe dumneavoastră. Uh, sigur că intră datele dumneavoastră biografice, aș solicita, aș impune ca și cadru de analiză datele mele biografice. Nu este Am corect. Înțeles. Uh... Ori, Redulescu-Motru... Uh, Am zis Ghera, Redulescu-Motru, uh, da. da. Uh, Constantin Redulescu-Motru scrie ceva mai târziu, în 1943, o publică. Uh, el vine cu o altă formație, a lucrat în laboratorul lui Wilhelm Wundt, la Leipzig, cel care este fondatorul psihologiei științifice. Și era o mod atunci să scrii despre psihologia popoarelor. Mm -hmm. Și Redulescu-Motru vine cu acest cadru, și analizează uh, sufletul acesta românesc și dacă veți avea curiozitatea să citiți până la, ca la capăt uh, biografia lui Ceaușescu, la final am niște concluzii. O să o citesc. Uh, printre concluzii sunt și acelea, vedeți, s-a vorbit de 30 de ani încoace, după dispariția Ceaușeștilor, tot ce este rău se pune în seama lor și în seama mentalului colectiv. Românesc, care a fost profund și definitiv alterat de comunism. Am făcut o teză de doctorat în care. Uh, păi, am și problema măsură cam așa e. Nu este așa. Nu este așa. Și istoricii care uh, scriu uh, mai extins despre Balcani. Avem multe puncte comune cu celelalte popoare din Balcani. Spiritul, spiritualitatea românească, mentalitatea românească este amprentată de ceea ce Brodel numește duratele lungi ale istoriei. Lungi. De secole. Problema, de secole. E adevărat, dar problema deci, la Ceaușescu. De acești 24 de ani. Și nu ține numai de ce au. Și de perioada comunistă. E adică, prea puțin pentru istorie. Păi nu, e, e puțin pentru istorie numai pentru că să șters toată istoria dinainte. Pentru mentalul. Pentru... Dumneavoastră, generația noastră, dar generația părinților mei, și am spus de multe ori, oameni care s-au -au născut în 40, ba chiar 50, s-au născut într-o lume cu totul nouă, lumea comunistă, și care habar n-avea această lume de lumea care fusese dinainte. Chiar dacă nu e vorba de o 100 de ani, chiar dacă nu e vorba de un secol, e vorba de o traumă profundă și de schimbare radicală a României în acești 50 de ani. Uh, nu vechi... durata contează aici, azi, cred eu, și discutăm, ci uh, gradul acesta atât uh, de profund de schimbare. Eu sunt adepta teoriei lui Brodel, uh, aceea că duratele lui sunt cele care schimbă mentalitățile. Duratele lungi de secole, iar duratele noastre lungi, în general, ne Brodel, la când scria, când, da, da. Brodel, când scria asta, nu știa de o, o boală nouă care se chema comunism. Nu a apăruse atunci când scria. Dar, haideți că avem de discutat despre Tovară da, și a biografiei lui Ceaușescu și nu trece emisiunea. Vreau să vă pun o singură întrebare. Dacă tot am vorbit atât de mult despre psihologie, puteți să vă continuați ideea, dar vreau să vă întreb, din punctul meu de vedere, care era psihologia cu care au condus cei doi poporul român sau care era poporul român față în față cu psihologia familiei Ceaușescu în acești 24 de ani? Vedeți, natura umană iarăși ne întoarcem în spate în istorie. Eu mă folosesc și de un citat din Platon, din Tiranul lui Platon, scris în urmă cu 2000 de ani. Și Platon spune cum ajunge un om care vine de jos, care se zbate, luptă, suferă pentru ceilalți, pentru libertatea lor, și Ceaușescu a fost unul dintre aceștia. Și cum atunci când ajunge la putere, omul acela devine un tiran și uită de libertatea și de binele celorlalți, stăpânit de o idee, și ideea aceea o scoate în față, aurită cu toate valorile pozitive. Care e ideea? Uh, ideea aceea este cea a comunismului, care va fi o lume, intrăm în dogma creștină, a raiului pe pământ, de data aceasta unde toți vor fi egali, unde nu va exista nedreptate, unde toți vor fi frați. Este ideea bisericii creștine. Doar că plasează după învierea de apoi, uh -huh. iar uh, ideea aceasta comunistă își propunea să o pună în aplicare în lumea aceasta. Și stăpânii de această idee, să nu uităm, vedeți. A crezut vreo clipă în asta? Nicolae, cu certitudine, cu certitudine, cei doi? Bine, uh, ea mai puțin. Pe ea o luase Valu, ea a intrat, așa cum se întâmplă cu multe neștiințe în zilele noastre. Pe ea o luase Valu, datorită lui, a avut o ascensiune formidabilă, este foarte interesant că și... Vedeți, eu mereu spun că acești oameni aveau un grad înalt de inteligență emoțională. Și cei care mă aud îi simt că uh, scotțepii... Cum adică? Vorbim despre niște da, indivizi da. care trebuie puși la zid sau la zid. Viclenia cu care au construit... Nu, uh, ține de inteligența asta emoțională, e adevărat. Inteligența a aceasta emoțională o aveți și dumneavoastră într-un uh, în alt Eu nivel. am seara după 8. Uh, nu știu, după 8 sau de la 6 dimineața, nu. Este această știință a dumneavoastră de a ști ce spuneți, de a ști unde vă opriți, de a ști pe cine invitați. Nu, dar eu nu vă contrazic. Inteligența emoțională e adevărat. Au condus prin. Dar la ei era la altă scară. Era la altă scară, dar ei nu puteau să definească asta ca inteligență emoțională. Nu, avea după 1980 de -aia vorbeam, aceste teorii de Da, De-aia vorbeam, de vorbeam despre viclenia, despre mă rog, Da, citația, lumea rurală, așa îi se poate spune, o viclenie, o șmecherie. Nu uitați, copiilor, în România, vorbesc de România aceea veche, uh, foarte admirativ se spune despre un copil, ce șmecher este, te vinde și te cumpără. E un fel de a spune, uite... Ce avem de vorbit mult, avem trei misiuni să vorbim, hai să uh, să mergem să discutăm despre aceste cărți. Eu mă deci, las condus de Știu, desnuiască. știu, la vinia Beta, păi da, dar uh, oricât aș încerca eu să conduc... Uh, ramificații discuției sunt infinite. Tovarășa, biografia Elenei Ceaușescu. Da? Hai să vorbim, bineînțeles, și față în față cu Ceaușescu și epoca sa. În primul rând eu mă bucur că există cărți documentate, așa la filigran, ca să zic, despre epoca Ceaușescu. Multă vreme n-au existat. Asta este tovarășa. Încă din 2009 ați început să publicați din jurnalul Elenei Ceaușescu în această pe care, carte pe da? care am scos-o atunci, iar această carte, Ceaușescu și Epoca sa, o carte cuprinzătoare. Nu știu dacă vă aduceți aminte, eu v-am propus atunci să scrieți viața lui Nicolae Ceaușescu. Uh, mă întrebați dacă mă aduc aminte, da. în concluziile finale, uh, la Ceaușescu, da. prima notă de subsol vă recunoaște acest merit. Da, nu -am, am citit, vă dați seama, voastră, nu mai am sunteți, risipit atât de multe idei, știți sunteți, bine. Sunteți, Sunt fiul risipitor când vine vorba despre idei. Sunteți cei, cel care a inspirat-o, care a susținut-o Corect. Pentru că un astfel de demers uh, într-un institut de cercetare cred că ar fi fost privit cu foarte multe rezerve și omul care ar fi scris așa ceva uh, ar fi primit din diverse părți indicații, să le zicem aici. Eu am avut această șansă a susținerii. Era de fapt o echipă când am început acel lucru. Un departament de istorie, da, de de istorie recentă. Pe care tot dumneavoastră l-ați înființat, dându-mi mână liberă să... Aleg construi, oamenii, să construiți, să Sigur că da. Și uh, noi când am început să publicăm atunci, uh, presa deja a început să treacă prin criză. Uh, însă, faptul că tu știi că îți va publica cineva aceste lucruri, un ziar însă pretinde niște materiale încheiate care au un, niște conținuturi vandabile. Și atunci noi acolo, atâta timp cât am făcut acel serial, noi am uh, făcut niște decupaje din care lipseau racordurile, lipsea întregul. Oriceea ce am făcut eu când am rescris tot, sigur citându-i și pe foștii mei colegi, uh, am publicat și o primă ediție care era așa, din, din decupaje. Aceasta este o chestiune finită și, mm. într-un fel, redă propria mea imagine pe care o am despre epocă și despre personaj, pentru că nu poți la opt mâini să dai, aceeași, să dai aceeași imagine. E adevărat. Trebuie deci, să fie eu cineva stânt, care să fie mintea limpede să adune toate astea. Nu doar limpede. Până la urmă, personajul acesta, după cum bine știți, în urmă cu aproape 20 de ani, în 2010, dumneavoastră ați citit uh, statisticile, uh, un sondaj de opinie făcut de barometrul noilor democrații, în fostele țări comuniste, deci nici de cum nu se poate suspiciona Că ar fi vrut cineva să-i ridice mingea la fileul lui Ceaușescu. Sondajul respectiv spunea că la 20 de ani de la moartea lui Ceaușescu, la întrebarea cine a fost cel mai bun om politic din istoria României, două, circa 25% au răspuns Ceaușescu. La întrebarea cine a fost cel mai rău om politic, circa. Al sfert a răspuns Ceaușescu. Deci era un Ianus cu două fețe în nicio altă țară comunistă. Nu mai era o astfel de situație. Și atunci ați venit cu această idee, o carte despre Ceaușescu. Jurnalul Național și presa în general, am avut și norocul colaborării cu televiziuni, mi-au oferit șansa de a cunoaște foarte mulți martori eu începusem, ceea ce iarăși nu s-a prea întâmplat Vizbarele cu storii, vii, ci, până la urmă ale istoriei, care sunt foarte importante. Eu am început să citesc cartea și am fost surprins de începutul acestei cărți. Este un... În care din nou sunteți citat, este, acea emisiune... Este, un, este un, un, um, un um, început, cumva să-i spunem, halucinant. Când deschizi o carte și vrei să citești despre Tovară și Elena Ceaușescu, biografia Elenei Ceaușescu, cartea începe cu procesul de la Târgoviști. Cu sfârșitul. Cu sfârșitul și mai ales cu acele momente dramatice și mi-am adus aminte citind de acel dialog absolut halucinant între președintele instanței și Elena Ceaușescu, pe care o făcea mai, mai, pe, mai direct sau mai puțin. Direct, analfabetă și că era... Președintele instanței, după 30 de ani, nu pare mai puțin analfabet decât ea. Și ceilalți din completul de judecată. Poftiți? Uh, erau la... rezonau mințile lor. Aveai senzația că sunt la același voltaj. La fel yeah. se exprimau. Uh, nu știau nici ei pe ce lume au trăit. Vorbeau de, lăsând la o parte uh, manipulările cu banii din străinătate... Uh, cum primeau românii 200 de grame de salam pe zi, fără să gândească, domnule, dacă ar fi fost un belșug. Președintele, dânsa este vorbăreață, dar am văzut de multe ori că nu mai citea. Elena Ceaușescu, da. Putea să uite și la regina Angliei, că nu mai citește. Președintele citea savantul. Elena Ceaușescu, da. Nicolae Ceaușescu îi face semn să tacă. Elena Ceaușescu dă din mâna dezgust. Președintele, incinerul, inginerul, academicianul, nu știa să citească. Elena Ceaușescu, Etena, o să te audă intelectualii din țara asta. Nicolae Ceaușescu, către Elena Ceaușescu, taci, îi face semn să tacă. Elena Ceaușescu și cu toți colegii mei, președintele, intelectualii. Elena Ceaușescu, da, o să te audă ce vorbești, președintele, te consideri intelectuală și dumneata? Elena Ceaușescu, o să te audă colegii mei. Halucinant acest interviu. Care îl coboară foarte tare uh, și pe acel membru. Președinte, Gică al... Popa, da, Dumnezeu al... să-l Urmează execuția. Celor doi au vrut să execute separat. Au spus atunci amândoi că vor să execute împreună. Povestea Gelu Voicu... Voicam Voiculescu că au murit cu o demnitate incredibilă. Asta e. Asta e este adevărul în momentul în care... singura femeie executată din istoria noastră. Chiar așa. Da. Uh, procesul acesta este o mare rușine și au recunoscut-o chiar ei după aceea și mai redau în uh, concluziile de la finalul de la uh, biografia lui Ceaușescu. Uh, S-a făcut un alt, uh, o altă anchetă de opinie de curs a fost uh, cel care a făcut sondajul. Mai mult de jumătate dintre români, după 30 de ani, consideră acel proces cu totul și cu totul neavenit. Și culmea este că după 30 de ani, circa 41% dintre români spun că, dacă ar fi posibil, l-ar alege pe Ceaușescu președinte. Acum. Luăm o scurtă pauză și vorbim despre carte. Pentru că dacă uh, citim doar uh, această pagină în care se vorbește despre înclinația nacisistă de a considera lumea o arenă pentru exercitarea puterii, atracția excesivă pentru aparențe favorabile, stilul de exprimare, mă rog, tot ceea ce însemna, ceea ce făcea Elena Ceaușescu. Sindromul hibris este teoretizat, nu puteam să încurc planurile, adică pot să și teoretizez și cred că se va întâmpla, vor fi niște documente până la urmă pentru cei din alte discipline socio-umane care vor uh, analiza acea perioadă și vor analiza aceste personaje. Uh, nu se va putea reface și rescrie mult altfel, indiferent ce timp va veni, pentru că de acum încolo nimeni nu va mai avea la dispoziție aceste surse, de aceste, de surse, pe, aceste care, izvoare pe care pe care le despre avut, care da, se vorbește da. în istorie. Știți că a trecut jumătate în emisiune și n-am apucat să vorbim despre carte. Vorbesc serios. Nu, nu, dar trebuie să ne concentrăm pe măcar pe tovarășia, că pe to tovarășul e sunt câte pagini. Sunt aproape 900. aproape 900 de pagini. Și este tradusă și în limba engleză, va fi am considerat că e normal și am avut și din partea aceasta un mare ajutor. S-au găsit unul pe altul, erau sacul și peti într-o exprimare liberă, că se poate de românească? Da. Erau, da? Erau. Luăm o scurtă pauză. De ce am scris această carte? Hai să ajungem și la carte într-un târziu, așa, până nu se termină emisiunea. Lena Ceaușescu nu a ținut jurnale, n-a scris bilețele și nici scrisuri. N-a lăsat în urmă reflexii despre viața ei. Dar, pe baza agendei de fiecare zi pe care o ținea, avea birou lângă biroul lui Nicolae Ceaușescu, am înțeles că undeva în spate se puteau întâlni, deci era o... Ea de... mergea la el. Ea mergea la el. Care era viața Elenei Ceaușescu? pare destul de ciudat când a murit, avea 70 de ani. Vârsta de pensionare a femeilor din România atunci era 58 de ani. Ea avea o, o existență foarte plină, era extraordinar de energică, și aceia care au fost în preajma lor. Spun că deborda de energie, spre deosebire de el, care în ultima perioadă avea un... Câți ani avea? Mm, 89? Păi ea este născută în... Nu, el, nos. el. El avea 71. Ah, de ce era diferență? Iar de ea de? avea 70, am găsit certificatul de naștere, tot de la jurnalul, au fost colegi de-ai mei la Petre și au găsit certificatul de naștere, pe, pe urmă m-am dus și eu. Uh, nu este adevărat că era mai în vârstă decât el și și dacă ar fi fost, dar atunci era altă mentalitate. Era născut în 1919 și parcă pe măsură ce avansa în vârstă, exact ca un vampir, uh -huh. uh, se alimenta probabil și din energia aceasta a, a mulțimii și din beatitudinea aceea a puterii. Cred că pentru ea a fost o plăcere extraordinară să-i vadă pe cei din jurul ei. Am și scris undeva ce îmi relatează un interlocutor. Aveai fascinația șoarecului în fața șarpelui boa când se uita la tine. Pentru că ea devenise un personaj ceva între se voia savantă, se voia om politic, însă comportamentele ei rămăseseră undeva la nivelul de mahalajoaică, de țață, care atunci când se înfuria, uh, expresia populară i a dat de pământ cu cineva, ambasadori, uh, uh, miniștri, îi înjura, se spune, inclusiv birgerește. Uh, nu făcea deosebire între aceia demnitarii de la din capul țării și cei pe care îi avea personalul de deservire din, din reședințele ei. Era atât de conștientă de puterea ei și, substituia, și, -o folosea, și -o folosea, substi, se substituia și puterii lui și funcțiilor lui cu intenția de a-l pentru că el era nimeni, nu cunoștea, uh, nu sunt înscrisuri cu uh, starea lor medicală, le-au interzis doctorilor să scrie diagnostic sau uh, tratament, dar ea încerca să suplinească uh, simptomatica diabetului pe care îl vorbea. Unii vorbesc uh, că ar fi avut chiar un adenom uh, de prostată, în orice caz se vedea cât de împuținat este. Acum când mă uit la documentele din arhiva TVR-ului, cele care nu ni s-au dat nouă pe post, unde nu este cosmetizat ce decupau ei de acolo să ne ofere, te îngrozești când îl vezi cât de tare se împuținase și am stat de vorbă și cu translator de-ai lui, care povesteau că avea momente de pierdere aproape. Uh, îi se întorceau, îi se rostogoleau vorbele în gură. Cine își imaginează că acest exercițiu al puterii este unul simplu, ușor, nu știe ce vorbește. Uh, pentru că, pe lângă toxicitatea pe care o prezintă mediul acela al puterii, să vezi academicienii, să vezi uh, miniștrii care se uită la tine cu spaimă, pentru că de tine depinde funcția lor, porți povara deciziilor tale. Ori deciziile lui Ceaușescu, a căror efect îl vedem acum din stenograme, atunci noi nu știa mare lucru, îl făcuseră cumva, îl apăsau, nu mai știa încotro să puce. Vedeți că după 90 s-a bătut multă monedă pe o chestiune falsă. S-a dus în China, s-a dus în Corea în 71 și când i-a văzut pe nordcoreeni și pe chinezi cu un Avem modelul cu mâna, Carol al II-lea, nu trebuia să ducă în China. Uh, nu e vorba doar de modelul lui Carol al doilea. Ajunsese, ajunsese la nivelul în care și în pericolul care îl pândea după 68, după ce o Slovacia de a fi schimbat sovietici au vrut să-l schimbe, eu mă mir citind cum de nu l-au schimbat, ar fi trebuit să-l schimbe. Felul în care el se manifesta în tratatul de la Varșovia cu ceilalți tovarăși ai lui era insuportabil. Depășea limitele, el n-a avut niciodată limite. Și cu toate astea a supraviețuit și a, -a supraviețuit fost supraviețuit și a crezut că va supraviețui într-una. Noroc a fost într-una de eu partea lui până în final. Știți că îmi sunteți dragă, dar plecați de la o carte de la 400, v-ați mutat la cartea de 900 de pagini. Aici ne întoarcem la asta de 400 și vreau să vă întreb în ce măsură Elena Ceaușescu, în afară de faptul că era Mahala Joică, spuneați, se putea ca o țață și trata în același fel și oamenii care lucrau în casă, da? care făceau mâncare, curățenie, cât și ambasadorii. Era analfabetă din tot ce a strâns despre Elena Ceaușescu sau în ce măsură puteam spune că era sau mai mult sau mai puțin analfabetă? Și aici se aplică realitatea anilor 80, când toți eram școlarizați și erau 10 clase obligatorii. Dacă revenim la generația ei, să ai patru clase, cât primare. a avut ea, patru clase primare și cât a avut el, să știți că ei reprezintă un procent foarte mic de absolvenți de școală primară la nivelul României din acea vreme. Nu-i putem pretinde să scrie fără greșeli de ortografie pentru că ei nu aveau caiete. Dar ei învățau pe tăbliță. pe tăbliță două cuvinte. Cum să înveți ortografia? Cum, cum să poți să scrii corect? Uh, Povestea aceasta cu facultatea făcută sărind din școala primară în facultate a fost o metodă sovietică pe care ei au preluat-o. Dar dacă ar veni cineva de afară și v-ar întreba, doamna Abete, scris despre familia Ceaușescu, despre Nicolae și Elena Ceaușescu, cum a fost posibil ca o țară cum este România, nu o țară oarecare, spune, să fie condusă de doi oameni care aveau pat, fiecare patru clase primare? pentru vremea aceea, dacă ajungem, vedeți, noi vorbim despre școlile lui Cuza Vodă și ale lui Cogălnicianu la Paris. Dar nu spunem ce diplome a obținut. Păi stați o secundă. În primul rând că România până la 1947 da, a fost condusă de oameni care studiaseră în Franța, la Paris și așa mai departe. Elita politică românească da. între cele două războaie mondiale. Vedeți că noi intrăm... Și ar veni din cauza sistemului. Din cauza sistemului intrăm într-o altă lume. Din cauza impunerii cu în... forța comuniștilor în România. Păi, sigur, de asta vreau să vă întreb. Sigur. Ei vin, vorbesc de Ceaușescu din nou, vin legitimați cu ani de închisoare este spinele celui de-al doilea război mondial. Câți ani de închisoare a făcut Nicolae Ceaușescu? Peste șase ani. Pentru ceea ce astăzi am spune că într-un regim democratic este inacceptabil. De ce a făcut șase ani de închisoare Nicolae Ceaușescu? Păi simplu fapt că era știut ca aderent sau simpatizant al Partidului Comunist în condițiile războiului te făceau pasibil de închisoare sau de lagăr. Puteai să fi condamnat în contumacie, Puteai, și evident că erai luat și dus în lagăr. Iarăși un lucru care, care se trece cu vederea. Și această Elena Ceaușescu, pentru de ea vreți să vorbesc eu acum. Vorbim despre ce vreți dumneavoastră, dar ar fi bine ca să o vedem. altădată vom vorbi despre amândoi. Calificarea mai despre... ei, fata care vine de la țară și Petrești nu intră, nu intră slușnică, va? pentru că acesta era de regulă traseu. Era nevoie de foarte mult curaj să pleci și din casa părintească și să mergi în capitală sau într-un alt oraș. Ea vine și se califică, se califică repasatoare, deci o muncitoare calificată în industria confecțiilor. Ceea ce este mult pentru timpul acela. Ceaușescu vine în București la 11 ani să-și câștige singur viața, nu avea nici bani de să plătească autobuzul. Cine mai trimite? Cine își poate imagina astăzi un copil de 11 ani care pleacă în lume, în capitală? Erau alte vremuri, vorba Sigur, dumneavoastră. Totul... Și cum s-au întâlnit? Nu știm cu precizie. Sunt diverse capete de informații. Putea să. Omul de legătură a fost fratele Elenei Ceaușescu, care era un tip destul de turbulent și el pleca la o școală agricolă de tehnicieni agricoli la Nucet care o pusese de o grevă acolo, a fost foarte interesant dosarul lui citit în arhive, care s-a stabilit la București. Aveau o viață extraordinar de grea acești oameni. Lucra în felul. Până de la 1947, de... 1947, tocmai atunci, și Elena Ceaușescu și el făceau 29-30 de ani. Uh... Deci erau niște oameni care plecaseră de acasă de tineri ca să își câștige existența. Era... Prezând în comuniști, atenție, erau cumva într-o lume ruptă de uh, lumea reală, care uh, însemna România între cele două războaie mondiale. Da? De la 1800, 1919, când s-au născut, până la 1947, Asta aproape 30 de ani. Sunt niște, și niște întâmplări, niște noduri de viață cum ajungi la comuniști. Pe Ceaușescu, spre exemplu, l-a convertit unul dintre patronii săi. Nu întâmplător, în mișcarea comunistă au intrat oameni, vorbesc de Occident, nu vorbesc de noi, care aveau meserii precum cizmari, croitori, bucătari. Erau oameni care veneau în contact cu corpurile fizice ale celor care contau ca și elite și care aveau astfel posibilitatea să constate perceptiv că aceia nu sunt altfel decât ei și totuși sunt niște privilegiați. Și veneau cu această idee, tot așa, ideea Bibliei, cei din urmă vor fi cei din tâi, dar ei voiau să o facă aici pe pământ. Cu toate acestea, dacă n-ar fi fost cel de-al doilea război mondial cu acei câștigători, cu România rămas în sfera de influență sovietică, Gheorghiu deci, spre exemplu, își imagina că Locul cel mai de sus pe care îl poate atinge Partidul Comunist ar fi să fie un partid cu reprezentanți în Parlament. Nici de cum că va avea toată puterea. Deci au fost niște conjuncturi. Nu putem să-i separăm de context. Elena Ceaușescu, da? Stil de exprimare profetic și extatic despre chestiunile sale curente. Identificare cu poporul și/sau cu organizația sa într-o astfel de măsură încât își confundă interesele sale cu ale acestui, acesteia. Tendința de a vorbi despre sine la persoana a treia sau folosind prenumele regalității, persoana întâi plural. Nu Cum aș... lăsăm noi poporul acesta, le spune ea judecătorilor care spun ați vrut să fugeți din țară, nu fugim nicăieri, nu lăsă poporul nostru, zice ea. Deci, este o, o formulă monarhică de exprimare. Pierderea contactului cu realitatea și izolare progresivă, exceptând băile de mulțime. Nu știu când mai erau și asta în ultima Stare de agitație, impulsivitate și imprudență. Incompetență hibrică în situații de criză. Da, e o carte care se citește. Ca și când ai citit un roman polițist despre Elena Ceaușescu, despre Tovară și această biografie a Lenei Ceaușescu. Și aș vrea, după o scurtă pauză, să ne spuneți care au fost cele mai interesante lucruri pe care le-ați descoperit dumneavoastră la acest personaj, cu toată detașarea istoricului, scriitorului și așa mai departe. Ca să înțelegem și noi cine ne-a condus atâta vreme de ce ne-a condus, cum a putut să ne conducă și mai ales să punem față în față da, imaginea pe care o aveam noi despre Elena Ceaușescu și de fapt imaginea ei reală, aceea de zi cu zi pe care o înfățișați aici plecând de la întâlnirile de la cabinetul ei, pentru că e vorba de întâlnirile de acolo, de, la, de programul ei de acolo, nu? Un program nu este un jurnal, o agendă dacă vreți, cam așa se numea. Facem exercițiu ăsta în minutele care ne-au mai rămas, și nu vă întrerup, dar vreau să la, la aflu. Dumneavoastră. Asemenea, și eu. O scurtă pauză. La Vinia Beta, Tovarășa, biografia Elenei Ceaușescu, o carte care era, cât paci, să se numească Faraona. E mai bun, Tovarășa. Așadar, cum? De ce Elena Ceaușescu? Atât timp? Ce avea? Ce n-avea? Cum era? Care ar fi descrierea istoricului, ziaristului, femeii la vinea beta despre această femeie? Eu a trebuit să o urmăresc într-una pe două planuri. Unul dintre planuri a fost cel al vieții reale, celălalt a fost planul propagandistic când ei s-a construit acea biografie mirobolantă. Sigur că începutul este dosarul ei de cadre, care printr-un miracol și dosarul ei și dosarul lui s-au păstrat în arhive, deși ea era șefa cadrelor, ea era mai marele peste toate dosarele de cadre și nimeni nu putea să aibă acces la dosare fără voia ei. Probabil că ea nici nu știa unde se găsește acel dosar. Și din dosarul de cadre citindu-l, am descoperit că duplicitatea ei fusese dintr-un început. Spre exemplu, ea a făcut vreo trei cereri de a-i se socoti vechime de partid de dinainte de 1944, deși nu avea merite. Ea abia la final, când Ceaușescu era la Târgu Jiu, s-a dus să-i ducă mâncare, pachete. După 44, li s-a repartizat o locuință. Ceaușescu era la Constanța, ea locuia boierește, cum s-ar spune pe românește, o casă cu două camere dotată, mobilată, cu bucătărie, cu aragaz, ceva pomenit. Și Unde? În, în București. În București. Și în același timp Ceaușescu avea o altă locuință de serviciu la Constanța. Și partidul le trimite în casă pentru un timp limitat două activiste. Acele au reclamat-o la partid după aceea, spunând că se comportă mai rău decât o cucoană proprietăreasă pentru că a făcut tot ce se poate face să le dea acasă afară. Deși casa nu era a ei, deși era după război, și într-una plecând de la o, o astfel de, de realitate care se află deja document, deja este o linie unde poți să o urmărești în toată splendoarea acestei duplicități până la final. Culmea este că ajunsese să creadă în ea. Am cunoscut-o pe traducătoarea ei de limbă engleză, din care a făcut un fel de doamnă de companie, o doamnă extraordinar de distinsă, Violeta Năstăsescu, cine spune că nu suporta femeile frumoase și deștepte, ar fi trebuit să o cunoască și ar fi fost în total contrast cu afirmațiile. Violeta Nestăcescu îmi povestea cum Elena Ceaușescu se plângea de femeile României. Cât de leneșe s-au făcut. Nu vor să facă mai mulți copii pentru că sunt leneșe. Pentru că, deși au niște crești, au toate facilitățile, deosebit felului în care i-aș crescuse copiii când era tânără, i-a făcut trei copii, muncise în același timp, îi spunea traducătoarei. Ea și cu soțul ei se sculau noaptea să învelească, dacă, să învelească pe copii dacă s-ar fi dezvelit cumva în somn și nu voia să țină seama de unde leneșe aceste femei. Ea și crescuse într-una copii cu bone, cu menajere, plus că doi ani de zile nu muncise. Ori femeile României aveau trei luni concediu maternal care crește, nu aveau unde să-i ducă pe crește. Despre avortul, ce zice Elena Ceaușescu? Despre avortul nu mi-am inteles să fi vorbit, însă am certitudinea că filipicele lui Ceaușescu și ale lui Drăghici în 1966, în acea ședință când s-a luat decizia decretului anti-avort, au fost montate de cele două neveste, Marta Drăghici și Lenuța Ceaușescu. Care Cine îi spunea Lenuța Ceaușescu? Și el îi spunea Lenuța Leano. El îi spunea Lenuța, Lenuța le Așa îi se spusese în tinerețe mm. și în tinerețe toate referințele. Și el îi spunea Nicule. Ea, Nicule, ea îi spunea Nicule. Nicu fusese și unul dintre numele lui conspirative. De fapt, să știți că al treilea copil al lor nu era în certificatul de naștere Trecut Nicu. Nicu Ceaușescu? Era Nicolae. Mm. Însă îi se spunea Nicu... La fel cum mi se spunea și tatălui în, în intimitate, tot astfel cum nu este adevărat că fratele lui Ceaușescu, Andruță, Nicolae Andruță, generalul de securitate, fusese la, boție, la, beție a, la beție botezat de tată Nicolae uitând că mai are un Nicolae acasă. Nu, îl botezase Nicu. Și îl botezase după naș. Un naș, avea un naș, Nicolae a trebuit să merg în Scornicești ca să aflu aceste lucruri. Avea un naș Nicolae, prima fată s-a numit Niculina, știți mai bine decât tot, mine aceste tot? practici din Sud. Da. Băiatul Merci. Nicolae și al treilea Nicu. Petreștin este în Dâmboviță, am zis prahova, am greșit. M-a corectat cineva și are dreptate. În ce măsură Elena Ceaușescu și Nicolae Ceaușescu, vorbind despre amândoi, știau despre problemele cu care se confrunta populația României, popor român până la urmă. În toate dovezile, în toate agen, în toate zilele în care au trecut întâlniri, rese de undeva chestia asta, întâlnirile pe care le avea cu copiii, știu că se întâlnea foarte des cu Poliana Ceaușescu. Aproape în fiecare zi, Elena, își bea, Elena, Elena Ceaușescu da. își bea cafeaua cu Poliana. Poliana Cristescu, pardon. Nu, Poliana Cristescu. Po, Poliana Cristescu. Sigur că știau... Care a fost soția lui Nicu Ceaușescu. Soția lui Nicu, Nicu Ceaușescu. Știau cum să nu știe. Știau să... Pe ce vă bazați când spuneți Sunt asta? consemnările în stenograme. Inclusiv Nicu Ceaușescu, ca membru al CPX... Păi Nicu Ceaușescu, da. Uh, nu, ia cuvântul în plină ședință și spune că în țară sunt, nu sunt 8 grade în locuințe. Și amândoi sar cu gura, ce știi tu, nu fi fiind acolo unde stai tu. Uh, Lina Ciobanu... Ei e doi, amândoi. Sigur adică părinții da. spun asta. Sigur, părinții îi închid gura. Există, uh, să știți că... Dintre toți acei membri ai CPX, majoritatea bărbați, cea care avea cel mai mare curaj a fost Hulita, după 89, Lina Ciobanu. Ea era aceea care venea... Cu nu? De la ea era nu? modelul sau de nu la nu cine era? era un model. Vedeți, a fost o modă generalizată acele focuri. Sigur, uh, uitați-vă la filmele anilor 60 și veți vedea acele cocuri tot astfel cum uh, altă hulită practică Lavinia de piesurile. Betea, în ce măsură Elena și Nicolae Ceaușescu știau că este frig în casă, că se întrerupe curentul? Știau. Cum? Știau, toate știau. știau toate aceste lucruri, era o cotă de curent pe care o repartizau. Uh, în momentul în care se uh, depășea consumul aprobat de ei... Să întrerupea curentul. Ștefan Andrei spunea spunea, că a încercat de câteva ori să-i să spună și el dădea din mână evita astfel de discuții. Ei, de fapt, nu mai discutau decât în cadrul formal. Deci fugeau cumva formal. de realitate. Sigur. Asta cu este... toată puterea și evitau orice discuție legată de realitate. Acesta este de este din socialist. case, de faptul că oamenii nu aveau ce să mănânce. Dar nu spune că se Ceaușescu atât. în 89 să pună pe el un plover în plus și apare inclusiv în scânteia păi acest și -a lucru. și-a Roman la Revoluție cu plovărul pe gât. D a apărut cu plovărul, sigur. Nu era în plus. Uh... Iar ea spune, în continuare, asta n-a mai apărut în scânteia, în stenograma ședinței, că la alții este și mai fric și dorm și cu hainele Unde? pe ei. În Antarctica? Uh, nimeni nu În Suedia sau... Ei, ei monologau în anii uh, uh, în cea de-a doua jumătate uh, anilor a anilor 80. Mi s-a lanterna la... Trebuie să fac lumină. Uh, care erau calitățile Elenei Ceaușescu? Uh, avea niște calități de nevastă care ar fi... Era probabil, dacă ar fi ajuns o nevastă obișnuită, era genul acela care s-ar fi dus în vizită la alta, ar fi tras cu degetul să ia... Praful. praful și el arăta bărbatului ei, ia uite-te la asta cât e de leneșă, nu face nimic și uite-te la mine. Deci aceasta a fost într-una conduita ei de a se pune mm -hmm. în evidență, de a-și aroga merite de a străluci în fața lui. Uh, nu s-a sfid să intimideze pe ministrii și pe ceilalți demnitari când aceștia încercau să spună ceva sau să o contrazică. Îi spuneau, ce știi tu ce e între mine? Îi lua deoparte și tovarășul. Când s-a dus Burtica cu Ștefan Andrei să-l întrebe pe Ceaușescu de partea cui să fie, pentru că se bat uneori cap în cap indicațiile celor doi, Ceaușescu le-a retezat o scurt, să vă fie foarte clar că tovarășa sunt eu și eu sunt tovarășa. Deci nu poate fi exonerat. Ce era o proteja el, o proteja într-un Sigur, El a fost de față la toate ieșirile ei. Mai mult decât atât. Când Cum își a da, doctoratul, povestea doctoratului este halucinantă. El devine președintele Consiliului de Stat, dă un decret care înlesnește ei primirea hârtiei fără stagiu, fără să referate, se numește Comisia. În trei zile se rezolvă tot doctoratul. Se spune că postul de director la Icechim l-a obținut printr-o printr-un aranjament al lui Drăghici, care era ministru de interne Cei doi s-au iubit. Sigur, dar și iubirea poate să fie. Uh, nu întruna este feluri. sigur, nu întruna este benefică. Păi pentru Păi Nu înseamnă dacă era s-au iubit, s-au iubit. S-au iubit, sigur. El a protejat-o foarte tare, el la rândul ei o proteja prin tot ceea sigur, ce făcea. Au fost. Un cuplu pe care probabil că îl visează orice femeie să aibă un bărbat uh, întru totul. Dar era o chestiune care îi ținea foarte tare, era puterea pe care absolută pe care o aveau asupra poporului român. Știți, știți foarte bine, mai bine ca oricine asta. Uh, M-a surprins o chestiune foarte tare și anume că Elena Ceaușescu spăla lenjeria intimă înainte de, o ada, de a o da uh, la spălătorie, ca să zic așa. De ce? Probabil că uh, a scris despre acest lucru menajera ei, Suzana Andreiaș, neavând explicații, pentru că ea nu făcea confesiuni. Uh, și din nou am vorbit cu Violeta Nestăsescu, care a însoțit o în toate vizitele în străinătate, care mi-a spus că făcea asta și în străinătate. Și în, străinătate. Da. în ultima perioadă de viață, pentru ea, făcea această treabă cu afeza ei n-a spus niciodată de ce. Eu însă mă gândesc că ținea de amintirile ei de slujnică. Mama ei fusese slujnică și Elena Ceaușescu a fost o perioadă, ea nu trece în dosarul de cadre, o perioadă servitoare într-o casă din București și cred că a rămas Păi cu... până la urmă noi am fost 22 de milioane de servitori în slujba a doi servitori. Putem spune așa Sau slujnici, slujnicuțe, ca niște furnicuțe, 22 de milioane, în slujba a două, un slujnic, o a unei slujnicuțe și, și a unei aici, Și aici trebuie să intervenim cu o nuanță. Într-o casă, slujile acelea au o anumită identitate, contează într-un anumit fel pentru Absolut. stăpâni. Noi eram o masă amorfă, eram poporul, poporul meu, cum spune ea. Mm -hmm. Iar el se raportează la fel. Poporul slujitor. El, el este... Cred că așa se va fi imaginat și uh, Ludovic al XIV-lea, un interpus între Dumnezeu și pământ. Ceaușescu era un interpus între poporul român și acea idee a fericirii nemaipomenite păi, dumne, a comunismului. Nu, ei credeau în, nu, ei cădeau, credeau în Am acea citit idee abstractă. dumneavoastră că Elena Ceaușescu ar fi retezat crucea de la căpătui la mormântul tatălui său. Da, așa ne-a spus preotul din, din Petrești. el văzuse că fusese retezat, a scrijelit o cruce, era și într-o oarecare legătură de rudenie. soția preotului era o nepoată. Au ținut elele. post vreodată? Au fost la biserică? Uh, Ceaușescu a fost în copilărie și... Nu în copilărie, după ce? Nu. Nu, nu. Dar, păi la, au ținut botezul copiilor? Au făcut asta? Nu, nici activiștii de partid, activiștilor de partid le era. Nu, interzis vă de par... ei, Dar știu despre ce Zoya ceaușescu se spune că a avut la un moment dat un puseu din acesta religios și s-a dus și s-a botezat undeva într-o localitate din, din Giurgiu. Uh -huh. uh, nu, păi, veneau cu această idee a religiei care este opiu pentru popor. Uh, mai mult decât atât, sunt extraordinar de supărați atunci când Gorbaciov face concesii. Și este de acord cu pelerinajele pe lăsoi, religioase, este de acord uh -huh. cu. Uh... Da, e o chestiune paradoxală, pentru că până la urmă au lăsat bisericile. Uh... Se țineau slujbele. Noi mergeam la slujbe de Paști, mergeam. Mai mult decât atât, în Constituția României este prevăzută libertatea religioasă și scri. Bine, în Constituția uh... erau prevăzute multe. Regimul... De ce au făcut această concesie? Pentru că ei mergeau pe ideea că e nevoie de un anumit timp până când oamenii să renunțe la aceste concepții retrograde și până atunci trebuie să-i tolerezi, dar cei pe care îi tolerezi sunt acea categorie pe care nu prea contez, activiștii de partid, intelectualii care voiau o anumită carieră, ar fi trebuit să se comporte ca Am mai făcut un lucru paradoxal pentru pregătirea lor și pentru faptul că spunea Mahala Jai că aveau doar clase, patru clase primare. Și anume, sunt foarte mulți profesioniști care au studiat și nu puțin că erau în, în funcții importante, adevărat, nu politice, dar în uh, uh, funcții dintre astea. Erau, conduceau hidrocentrale, la poziții sau construiau constructori foarte mulți. Aceasta, Cum au făcut asta? Aceasta e nomenclatura doi. Nomenclatura 1... Păi nu, dar aia nu erau, nu aveau patru clase primare. Nu aveau. Nu acolo catapultați și studiaseră. Două, sunt două categorii. Și din elitele României oameni care lucrau. Nu vorbesc Sigur. de nomenclatura politică. Uh, erau două liste uh, denumite astfel după vremea lui Stalin. Nomenclatura 1, lista cu oamenii în funcții politice și nomenclatura 2, lista cu oamenii în funcții de stat, în funcții economice. Uh -huh. Oamenii aceștia, sigur că trebuiau să fie și ei membrii de partid și trebuiau să fie niște foarte buni profesioniști. Asta e. E foarte important. Dar și e un paradox. normal, nu mai e avem paradox, a... pentru că era vorba de modernizare până la urmă, de industrializare. A, deci chiar s-a ocupat despre modernizare. Vom mai discuta. Să spunem că ați avea o întâlnire cu Elena Ceaușescu. Stați un pic. <laughs> uh, ați fi trecut în agenda ei, aia pe care o știți foarte bine. Nu, categoric nu. Stați o secundă. Vorbim de o întâlnire da, care, nu a, care nu putea să aibă niciodată loc, dar să spunem că v-ați întâlnit cu ea la această întâlnire. Care sunt întrebările, două trei întrebări esențiale pe care le-a spune sau ce a spune având tot curajul și privind-o în ochi în față? Ce a spune? Acum, Fiind femeie, acum, om a... care a trăit până la aproape 30 de ani pe vremea lui Ceaușescu... Acum, cunoscând, Acum cunoscând ceea ce cunosc despre Așa, ea, cred normal. că știu mai mult decât știe ea despre propria ei biografie, vorbesc de, despre cea oficială. Uh -huh. Pentru că sunt multe lucruri pe care ei nu le-au cunoscut. Ce-aș fi putut păi să o Cum, întreb... -au, cum -au cunoscut biografi... nu și-au cunoscut lucruri din biografia uh, lor? Pentru că... Doar au trăit asta. Nu, sunt... Uh... Vorbiți de cea falsificată? Uh, sau? Uh, nu, sunt cele scrise de alții. Spre exemplu, ah. ce spunea Gorbaciov despre ah, ei, ceea ce ei nu știau. Ce spunea Gorbaciov despre ei? Uh, Führerul român îl numea pe Ceaușescu, Ceaușescu? Uh, spunea că e era, o democrație de față. Era Führer? Uh, Ceaușescu? Sigur, Führer? Că, sigur că da. Învățase de la armată, introdusese de la armată acest stil cazon uh -huh. de ai se adresa. Iar ea îi preluase, îi preluase metoda. Permite să raportezi și devenise un Chiar îi înjura pe cei cu care lucra Elena ia, Ceaușescu? Da, ia, da. Aveți mărturii în acest sens? Sigur că da. Am stat de vorbă cu foști diplomați. Și a, numai pe diplomați? Nu doar pe diplomați. Inclusiv pe demnitari. Îi înjura pur și simplu. Îi înjura pur și simplu. Și care era reacția lor în momentul în care ia, Elena Ceaușescu îi înjura? Omul acela pleca în jos capul. capul plecat, plecat, de teamă, nu cumva să-l dea afară din funcție, <coughs> pentru că ea dea și nu atât că l-ar fi dat afară din funcție, dar vedeți, sistemul era extraordinar de pervers. În momentul în care te scotea dintr-o funcție înaltă, te scotea și din casa în care te aflasești cu familia, întreaga familie îți devenea dușman <coughs> pentru că își pierduseră privilegiile. Uh, privilegiile adică evident. casa, locurile de muncă. Mai aveau și ei un șofer, mai aveau Sigur. niște bani și așa mai departe. Deci, eu dacă aș întreba -o pe Elena Ceaușescu, de ce ați mințit? Legat... cu televizorul. Nu cu televizorul, legat... <laughs> legat, de condiția femei în România. Cum v-ați fi descurcat cu un copil într-un apartament și așa mai departe? Probabil că mai legea și o conjurătură. inclusiv la... Bine, erau e... multe legate de condiția femeii. E... când de la avorturi, de la faptul Sim. că nu, erau, nu se găsea vată, sunt atât de multe chestii. Povestea grave. aceasta cu Vata este cumplită. Pentru gândiți-vă. Știa nu, de asta? nu interesa. Ea, de fapt, era la menopauză atunci. nu mai interesa. Ei mergeau pe, pe, această schemă ca și cochelarii de cal, noi trebuie să depășim, să facem, să dregem, noi vom duce poporul adică la Se mințeau până la... Nu, ajunseseră să creadă ei înșiși, cum vă arată acel discurs, pentru că nu întâmplă Să creadă probile minciuni. Exact. Am muncit și am luptat pentru popor de la 14 ani, zicea în fața judecătorilor. Păi, a luptat. Ce la... ea spune dacă v-ați întâlnit cu ea? Nu ce ați întrebat, -o, ce ea spune? Nu m-am gândit niciodată ce ar spune, dar nici nu m-am gândit că mi-ar face plăcere să o întreb. Dar întâlnesc. nu e vorba de a face plăcere. Gândiți-vă că a stat de vorbă cu surse, da, cu izvoare vii despre care aș vorbeam. Nu, aș fi convins să vedeți, nu toate izvoarele vii cu care eu am avut de a face sunt trecute acolo. Au fost unele surse. Pe care uh, nu le-ați luat în seamă, nu, nu le-ați crezut am, credibile. Nu, nu, n au fost credibile. Tot așa cum sunt convinsă că ea n-ar fi credibilă deloc judecând după procesul și după luările ei de, de cuvânt. Bună seara astăzi, domnul Tucă, da, eu sunt. Sunt chiar realizator. Uh, domnul Betea, nu mă mai interupeți în timpul serviciului, pentru că fac urât, chiar dacă nu am consumat nimic. Sunt foarte dur ca realizator. E cineva care mă deranjează în cască, doamna Nu cu mine Betea, vorbiți. Dar... Nu, no, bineînțeles, nu mi-aș permite asta. Totuși, ca să înțeleg eu, da, care am trăit vremea aia și care Locuia într-un oraș de provincie, într-un apartament rece absolut, pentru că dormeam cum pe noi cu o pereche de pijamale sau izmene, cu, peste asta, cu ciorapi eventual flaușați, cu training peste pijamale sau izmene și cu o căciulă în cap. În ultimii ani ajunsesem să mâncăm murături prăjite, și nu exagerez deloc, Ideea de carne dispăruse, practic, mai ales cum era un oraș de provincie. Și vreau să înțeleg, apropo de faptul că ei credeau în propriile minciuni până la urmă. Adică, pe de-o parte, dumneavoastră spuneți, știau că sunt toate aceste probleme. Știau. Știau, se vede în stenograme, că e frig în casă, că oamenii nu au ce să mănânce. Cu o portocală, o portocală. vorba cântecului se... Copiii se întâlneau atât de rar cu o portocală. Bomboane de pom în ultimii ani împodobeam pomul cu uh, globuri. Aceleași globuri din totdeauna, din copilăria părinților noștri dacă aveau. Deci știau toate astea și pe de altă parte se mințeau că nu există toate astea. Care, care era psihologia? Doamna psiholog. Este acea duplicitate care devine a doua natură. Deci ajungi să crezi propriile tale minciuni. Eu pot să continui cu generațiile de intelectuale ale anilor 80. Am terminat facultatea în 1982. Într-o promoție, specialitatea mea erau 75 de oameni pe țară. Atât am fost. Acopeream toate disciplinele socio-umane. În 81 s-au închis orașele mari, ne-au repartizat în comune, că acum știu ce voiau. Atunci nu știam. Voiau să dezvolte conștiința socialistă, să egalizeze uh, satul cu orașul, să trimită oameni pregătiți peste tot, peste tot în țară. Eram în grupul de la Cluj, grupa noastră de la Cluj, 17 căsătoriți cu 10 copii în cei 25, nicio familie împreună. Și atunci, vedeți, nebunia aceasta, acest lucru eu nu l-am înțeles. A trebuit să fac toată această muncă pentru a fi convinsă că, de fapt, țara era condusă de doi oameni care trăiau în paralel cu realitatea, stăpâniți de propria lor idee și privind acest popor ca pe o imensă turmă de oi la care fluieri. Strigi un slogan, îi duci mai departe, îi mâini la o pășune sau îi scoți din pășunea respectivă, pentru că tu, stăpânul turmei, de altfel și în actul de conducere a României în uh, economie, uh, Ceaușescu și secundat de ea se comportă ca și cum ar fi stăpânul României, unul dintre capitolele Pe mele. Asta era, așa așa era. se și numește managerul României Socialiste. Erau stăpânii României, doamna Beta. O altă întrebare legată de că tot vorbim despre psihologia poporului român. De ce România a avut atât de puțin dizidenți, atât de puțin atât de slabă? Că dacă vorbim despre dizidenți, sunt doar câțiva. în numeri pe degetele la o mână, da? Paul și, Goma, Mircea Dinescu, Dorin Tudoran. Și acei dizidenți sunt niște persoane care au o plasă sub ei. Plasa aceea... Nu neapărat. Mircea uh, Dinescu nu avea nicio plasă. Uh, plasa este a fi cunoscut. Dorin Tudorana... A fi, a, fi cunoscut. Asta nu e o plasă. N-am spus-o în sensul rău. Da. Nu e neapărat o plasă. Putea spune că... Erau niște oameni foarte cunoscuți despre care se știa cu niște de relații ce? în exterior, prin propriul lor talent. Dacă vreți, unii da. nu doar. Nu, prin nu, propriul nu. Propriul... De ce? De ce atât de slabă? Pentru rezidență? că vedeți, unele, uh, alt capitol al meu, se numește Drumul spre spreiat este pavat cu bune intenții. Era și-vorbă dragă lui Lenin aceasta. Faptul că România în 1964 a fost singura țară din lagărul comunist care a desfințat regimul de deținut politic are ca și consecință și puținătatea dizidenților. Era una să fie arestat și dus la închisoare sub niște acuzații false, ți se băga în buzunar ceva și ziceai că ai furat și ajungeai la dreptul comun și la dreptul comun era stimulat un schizofren, un criminal în serie și nu știai ce ți se întâmplă. Și cu totul altceva să fii deținut politic de care se interesează organismele internaționale. Spunea Mihnic, a avut o conferință prin anii Andalini. 90 da mm. și spunea, zice, eu pot să mulțumesc. Regimului comunist care m-a băgat în închisoare, am avut un regim de veritabil intelectual, am scris și am citit. Mm. Și mă simțeam protejat. Deci, atât de puțin dizidenți? Din acest motiv, nu puteai risca această condiție de deținut de, de drept comun. Dacă ar fi fost statutul de deținut politic. La fel cum da. fusese înainte a de Au existat deținuți politici din 65 de când Ceaușescu a venit la putere? Nu, categoric nu erau. Deci pe hârtie nu exista deținut politic. Pe hârtie, dar în închisori Sigur, existau? Sigur, dar ei erau sub alte acuzații, intrau în închisori. Nu, dar nu erau în închisori așa cum fusese după 47 Sigur Mândim că nu. la canal, cum știm Sigur. foarte bine, loturile și povestea, povestea numai... În momentul în care se încheie colectivizarea, în 1962, este declarată victoria socialismului, nu mai avem dușmani, se încheie o etapă care a fost etapa lupte de clasă, adică un război civil. Bun. Deci am avut deținuți politici după 1965, nu, odată cu Nu, venirea... nu. formal n-am avut. Nu formal, dar în închisori am avut. Sigur că am avut. Număr mare? Nu. Pentru că orice om uh, cu o doză de echilibru și de raționalitate își Și nu condamnări cu, cu 15-17 ani închisoare nu. Așa și așa mai departe. Nu. Ceaușescu și familia Ceaușescu. Apare această... de cazul dacă vrem să trecem de lapidările. Aşa Bun, aia Sigur că da, dar acum își spune că despre este asta. dizident, pentru că a, a suferit o, com, o, condamnare o condamnare pentru delapidare. Nu vorbim despre delapidă, vorbim despre lucruri care au no. legătură cu sistemul. Uh, familia Ceaușescu, cei doi știau foarte bine de crimele împotriva intelectualilor români. Faptul că au fost trimiși la canal, că au fost că au murit în, în închisorile comuniste. Știau asta. Sigur că știau, dar vedeți, lucrurile se puneau în alți termeni atunci. Și noi, când judecăm aceste lucruri, din nou trebuie să, să contextualizăm. Vorbim de finele celui de-al doilea război mondial, România fiind nu ocupată de Germania nazistă, ci fiind aliată cu Germania nazistă și, prin urmare, perdantă în război. Și Comisia Aliată de Control a fost cea care cerea. Pedersirea criminalilor de război și noi am avut masacru de la Odessa, am avut și alte masacre. Plus că uh, aceia care serviseră regimul Antonescu și ceea ce se întâmplase atunci, contau ca și colaboraționiști. De aceea a fost atât de ușor să-i dea la o parte și pe cei din Partidul Național Țărănesc și din Partidul Național Liberal. În perspectivă o știm foarte bine. Și al doilea război mondial, și apropo de asta discutam cu Ion Cristoia seară, tot ceea ce s-a întâmplat în perioada aia venea de la comuniști. Și așa că e luat cu subtitul de rezervă. A trebuit să vină istoricii să rescrie la modul profund și detașat ceea ce s-a întâmplat. Că sub ocupația sovietică, care era atunci, toți puteau fi criminali de război. Era un regim comunist, ocupația, regimul sovietic. Ocupația sovietică. Nu plecăm până acolo, vreau să vă întreb altceva. Deci, știau. Sigur, de toate aceste lucruri. Ceaușescu a fost profund implicat în toate aceste lucruri. A fost o perioadă destul de lungă în care el răspundea pe linie de partid, de justiție, de procuratură. Din 1954 este al doilea om în partid secretar cu organizatoricul. A fost implicat, a fost la un moment dat cel care răspunde de colectivizare pe ultimul ministru al Armatei, îl cunoștea din această etapă când s-a folosit de el în calitatea sa de milia, în calitatea sa de comandant al unei divizii de tankuri, sper că spun corect, că sunt destul de la distanță de aceste uh, ranguri militare, uh, pentru ca să îi sperie pe răzvrătiții dintr-o dintr localitate. Ceaușescu și Epoca sa. Cum era Nicolae Ceaușescu? E o întrebare atât de grea, dar aș vrea în două minute să-mi răspundeți. Și eu vă răspund printr-o etichetă, un personaj complex, nu? Puteți Și atunci, puteți mai mult. Și atunci puteți mai mult. sigur că da, pot să trag în dreapta pe, era parte, red, era pe parte pozitivă, pot să trag în strângă. Era și era inteligent. Sigur că era. De fapt, am văzut și documentele școlare de la școala din Scornicești, tot la jurnalul eram atunci, era al treilea din clasă, era premiant, pe locul întâi fiind fata primarul, uh, nu, a perceptorului. perceptorului da. Da. Uh, a fost un individ extraordinar de determinat. Eu sunt convinsă că dacă ar fi mers în America, la modul lui de a negocia, era foarte talentat în negociere, ar fi reușit să, și cu steaua asta lui luminoasă o bună parte din, din viață, ar fi reușit să strângă o impresionantă avere. De fapt, avea foarte mult succes la conferințele de presă în America. Și când citești răspunsurile lui la conferințele de, de presă, era, uh, spontan, atenție. sigur, te, te, te surprind. Avea instinct, era spontan? Era. În acea etapă, în prima lui etapă, uh -huh. este... Mai în care îl primeau s-a plimbat da, cu regina. l-am cunoscut și pe, și pe traducătorul uh, din Israel, uh, care a, a tradus la întâlnirea dintre Ceaușescu și Beghin. Uh, fusese plecat din România, condusese Radio Call Israel. Nu era un om de duzină care spunea, că n-ai fi putut să spui despre Ceaușescu că este în urma lui lui Begin, după cum se manifesta. Mm -hmm. Sigur că avea niște consilieri buni, avea niște oameni de o anumită calitate în jurul lui, mm -hmm. dar și asta este o calitate să ții în jurul tău Când cu oameni. Când a început să apună lui Nicolae Ceaușescu? Păi este oarecumva... Se merge în paralel apusul cu ascensiunea. După 1968, după actul acela uh, memorabil... Am făcut o despre asta. Da, de condamnarea invaziei. Mulți au intrat în Partidul Comunist atunci. Uh, se vine... Maurer este cel care vine cu ideea Că pentru a nu fi schimbat de sovietici, uh -huh. trebuie să se demonstreze că nu există fisuri, nu există fracțiuni la nivelul demnitarilor. Și atunci toți trebuie să afișeze această unitate de monolit în jurul lui Ceaușescu și, prin urmare, să le logieze. Care este cea mai halucinantă informație pe care o află? cei care o să caute și o să citească această carte. Cred că vor fi, pentru fiecare va fi câte o informație halucinantă. Pentru mine o informație halucinantă a fost aceea că el și cu ea erau singurii oameni din țară care ridicau două salarii. Era interzis cumulul pentru toți de salarii. Și ei luau de la partid un salariu. Exact. Și au Exact. luau un salariu ca președinte mm -hmm. și luau un salariu de prim secretar și a lua încă salariul de la ICEKIM ca de și directoare și un salariu de prim-viceprim-ministru. Câți bani aveau la Revoluție? Uh, tocmai asta este că nu știu. Ceea, uh, uh, ceea ce știm, banii care s-au găsit, uh, cecurile care s-au găsit în acea geantă plica ei, nu acoperă decât în mică măsură calculul, uh, valoarea banilor pe care poți să-i calculezi din salariile lor pe ultimii 20 de Obiectele ani. Obiectele ei personale unde sunt? Păi, ce a mai rămas din obiectele ei personale sunt la reședința din primăverii. Nu știm nici acum unde sunt bijuteriile ei. Altă informație halucinantă a fost aceea de a afla că dispuneau la fiecare vizită în străinătate de 4.000 de dolari pe care îi consumau cum voiau. Vedeți, ceea ce spuneați mai devreme, apropo de faptul că această stare duplicitară început să se creadă foarte tare minciunile lor și cumva se rupseseră de realitate, s-a văzut cel mai bine în decembrie 89. Sunteți de acord? Sigur că da. Când la acele uh, ședințe ale Comitetului Politic Executiv, cei pexuri, cum se spune, arăta foarte clar cât de rupți erau de România, de realitate, de poporul lor și așa mai departe. Nu admiteau. Și măsurile pe care le-au luat imediat, dați-mi voi o secundă, și măsurile pe care le-au luat arată și deruta lor. Cum? Nu admiteau ce nu admiteau. Ei se simțeau iubiți de popor, deci asta vă spuneau. Nu admiteau că nu. Precuseră, trecuseră într-o stare paralelă cu realitatea care, de fapt, nu este o stare a normalității. Nu pot să spun că erau nebuni, dar ei nu mai trăiau realitatea, nu mai conexau. În lume și nu conexau lumea, trăiau bulă problema lor și, și nu aveau nicio conexiune. Și sau la, foarte puțin la cu Târgoviște realitatea. erau convinși că au apărător și de vine partea cineva lor. și să-i salveze. Sigur că eu da. știu foarte bine că în momentul în care au plecat și eu un personaj, am făcut interviu cu el, este bodyguardul Elena Ceaușescu, sau, mă rog, garda Elena Ceaușescu, care spunea, a plecat cu elicopterul cu ei de pe uh, Comitetul Central, că în momentul în care au ajuns la Znagov, știți bine că a existat o escală la Znacov. Da. El a început să sune platformele industriale ca să vorbească cu șefii de platforme să îl salveze, să iasă la lupta cea mare pentru ultima dată. O ultima întrebare, și mulțumesc mult că ați venit, doamna Beta, este legată de ce datorie, să punem în față în față datoria pe care o avea România, asta e informația bombă din sara asta, într-un fel sau altul, pentru cine vrea să compare, ce datorie avea România în 1989 și ce datorie are acum? Care este Cifrele exacte eu n-aș vrea să greșesc, nu mă bazez pe memorie, le găsiți în concluziile mele la Ceaușescu. La ce pagină? Nu știu să vă spun nici pagina. Cât era 11 miliarde a fost vârful datoriei. El spune că țara este independentă. Deci în decembrie 1989, ce datorie avea România condusă de Nicolae și Elena Ceaușescu? Iar acum, conform ultimelor date, datoria externă totală a României, publică și privată, s-a ridicat la 125,4 miliarde. Deci de acum 125,4 de miliarde de euro și atunci aveam 11 miliarde de euro. Da. Dintr-o datorie totală de cât? Pentru că știm bine că s-a tot plătit din datorie. Și nu, efortul... aceasta, era, aceasta era datoria totală. Nu, dar efort. Era un efort incredibil. S-a plătit. A fost mai mare, că sau ani de zile sacrificiile poporului român au fost făcute pentru a plăti Nicolae Ceaușescu, asta cu... se spunea, datoria externă. A avut cu... 11 miliarde, a avut o datorie mai mare și a ajuns la 11 miliarde în 89 sau plătise doar datoria? Uh, cu dobânzi, cu tot, acum vă caut, Bă, în memorie eu nu mă bazez deloc. Păi de-aia aveți cartea. Păi da, ce frumos e să citești din cartea ta. Socotelile bancherului roșu. Ce mm -hmm. zice el? Mm -hmm. Vă citesc. Da. Începe. El, fiind bancherul roșu, uh, da? el da. da. La plenarea CC, îi anunță pe lui așa, uh, Zilele de 12-14 aprilie marchează o deplină independență economică și politică a României. În, în, ce era? -ca el, în 1989. Da. La sfârșitul lunii martie am lichidat datoria externă a țării, care în 1940, 1980, deci vârful, reprezenta peste 11 pe miliarde de dolari. Nimic. Da. Și în acum... total, din 1985 până în martie 1989, am plătit circa 21 de miliarde de dolari cu mm -hmm. dobânzi cu tot din care dobânda reprezintă peste 7 miliarde de dolari. În aceasta nu sunt cuprinse datoriile pe care le-am avut în ruble și care de asemenea au fost de mult achitate. Deci 13 miliarde, 7 miliarde de dobânzi și acum avem 100 cât? 100... 123 și... de miliarde. Exact. Acum eu vă întreb pe dumneavoastră, dacă îmi permiteți. Vă rog. De ce nu întrebați dumneavoastră pe politicienii pe care i-i aveți? E ce, mult de discutat ce planuri, pe care am eu. Păi, ce planuri au legat planuri mari legate pe această de această obsesie a poporului român, cum am plătit noi Alavinia, Trebuie să le spunem celor care ne urmăresc că ne-am propus ca aceste două cărți să le lansăm la uh, scornițe și în, uh, asta să se întâmple undeva pe 23 august, că nimic nu e întâmplător. Dar vom mai vorbi despre asta și o să facem această lansare cu domnul Ion Cristoiu, care vă apreciază și vă și citește cărțile, ne propunem și noi să le citim, le-am răsfăit, că n-am avut timp de alatări sau de, ei, de când am primit cărțile până azi. Mulțumesc mult! Dați-mi voie să vă mulțumesc și eu pentru inspirația acestor cărți. Știți, un mare psiholog american spune că nu poți să schimbi pe nimeni, că sunt iluzii că poți să schimbi ceva. Cel mult poți să inspiri pe cineva. Ei, Dumneavoastră m-ați inspirat în această scrie știți, bine, și vă mulțumesc că am cum, dus cu, la capăt tot, știți acest că eu Cu demers. asta mă ocup, cu inspirația celorlalți. Asta e ocupația mea de bază și cu idei pentru ceilalți și pentru mine. Mulțumesc mult de tot. O să facem această lansare la Scornicești. N-am mai fost de 30 de ani la Scornicești. O să vedeți, am făcut un reportaj cu Dan Diaconescu în 1991. Deci exact acum 30 de ani despre ce însemna Scornicești. Știu. Uh, luăm o pauză, urmează domnul Valeriu Gheorghiță. Ce se mai întâmplă cu vaccinarea în România? O întrebare esențială și mulțumesc că a acceptat uh, în această seară să fie în studiourile la Lev News. Pauză!